buni și bine v-am regăsit! Am stat ceva la cutie, dar iată-ne, teferi, sănătoși, înapoi pe canalul Da Bravo cu un episod de podcast de senzație. Și începem așa cum au început toate lucrurile pe 14 iunie 1980, adică în Craiova mea natală, în Teatrul Național, pentru că o să am în față un om care e aproape pe drapelul Olteniei. Până una alta trebuie să vă spun că am făcut ce știu eu mai bine și ca de obicei am intrat pe aplicația de la Taz, am comandat de la Curtea Berarilor de aici din Craiova ceva frumos, cârnăciori, cum zice ăsta, cap de căprioară, dar nu cred că e căprioară, cred că are rât și căprioara n-are rât. Prietenii de la Kaufland ne-au asigurat un vin senzațional roșu care merge cu cărnița asta, un Brunello de Montalcino, pe care îl găsiți în Kaufland, iar pe de altă parte, ținând cont că astăzi voi avea un invitat de seamă în fața mea, prietenii de la Culto mi-au dat un ceas care se cheamă Frederic Constant, adică e un ceas elvețian și poate unicul brand și primul brand elvețian care și-au creat propriul lor ceas inteligent, adică smartwatch. Pe lângă asta trebuie să știți de modelul ăsta de Frederic Constant pe care l-am eu la mână, este primul lor ceas care are sistemul Perpetual Calendar, care pe lângă faptul că îți arată data, luna în care ești, știe dacă anul are 28 de zile în februarie sau 29, ceea ce asta înseamnă tehnologia avansată și minte tehnologică a lor. Atenție, fiecare ceas Frederic Constant este ansamblat manual, fiecare bucățică în Elveția, ca să știți. Dar mai multe detalii găsiți pe site-ul Culto sau dacă vreți să vi-l cumpărați în magazinul Culto. Ce să mai dăm drumul? Mă apuc să mănânc puțin din asta ca să prind puțină forță, să beau un pahar de vin. Voi rămâneți cu noi pentru că începe podcastul Da Bravo, un nou sezon și sunt în Oltenia mea natală și o să fie senzațional. Rămâneți cu noi! Astăzi îl am în față pe marele Tudor Gheorghe. De data asta să vorbim. Mai este să tăinuim. Zi să tăinuim. Ia-o ca acasă, zi așa. Hai să mai tăiem o țâră. Bine, bine, bine ați venit și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația. Este un interviu pe care mi-l doream de o viață, ca să zic. Vreau să spun că m-ai sunat, eu nu prea răspund la... Ai observat că cu televiziunile nu prea sunt în relații foarte bune, dar mie mi-a făcut plăcere să stăm amândoi de vorbă și de asta am acceptat întâlnirea cu tine și cred că o să fie o după-amiază agreabilă. Așa sper și eu, sunt acasă, sunt în locul în care m-am născut acum 42 de ani, la maternitatea numărul 2. Mulți înainte. Pentru că și eu sunt de țărână de aici, mulțumesc la fel. Suntem în Teatrul Național, în foaier, unde e foarte frumos. Urmează piesă în seara asta, Oedip Rege. Maestre, o să încep în felul următor. Există pe pământul ăsta melodie mai frumoasă decât Dorul Călător? O, da. Există? Da, există. Vreau să spun că eu sunt adeptul muzicii de toate felurile. Eu ascult absolut orice cu mare plăcere. Și muzica e muzică. Depinde și de starea sufletească pe care o ai, de starea pe care o ai în general atunci când asculți o poezie, când asculți o muzică. E bine că dacă ești trist și nostalgic, ai o mărăciune și scade un cântec de ăsta mai de suflet, o să zici, m-a uns pe inimă, am plâns. Așa cum primesc în enumărate mesaje, când, din străinătate, să zicem, că tot vorbeam, când ascultă ei acel superb cântec de altfel, de Crăciun, acasă este cel mai bine, Colindu Celui Fără de Țară. Da. Aia spun, doamne, câte plângem, ascultăm și plângem, vă mulțumim, la, cel mai frumos cântec. Depinde de starea pe care o ai atunci când ascult cântecul respectiv. Da, e important, dar eu trebuie să vă spun că, uite, de exemplu, copilul meu, Octavian, are 12 ani. Eu m-am oprit de a mai pune Dorul Călător, ascultându-l în casă tot timpul foarte tare. Îi dădeam drumul și dimineața. Am boxele alea pe la baie, Alexa, nu știu ce, Alexa, play Tudor Gheorghe, Dorul Călător și începem toată casa, că-s mai multe. Și la un moment dat m-am oprit pentru că copilul nu rezista și începea să plângă și nu știa. Și m-a întrebat, tati, de ce plâng? La copil e greu de explicat. I-am zis, există la ei o emoție interioară care se declanșează la un lucru frumos. La mine înțeleg că poate mai pilit, mai nepilit sau când ascult melodia, undeva îmi umblă la ceva și mă face să lăcrimez. Dar am ascultat de atât de multe ori încât acum sunt hârșit, nu mai plâng. Vezi ce bine că eu nu mă difuzează ăștia la radio.
Vezi ce bine. Mi-a face numai să plângă. Nu. Că te obișnuiești așa din când în când, rar. Hei, ia uite. A, bă, dar ce frumos. Dar dacă ai dat tot timpul, toată ziua, se obișnuiește omul și... Nu cred că e. Mie îmi pare rău că nu sunteți difuzat atât de mult pe radio, pentru că la ce muzică e pe radio acum, cred că ar merge puțin mai des, Tudor Gheorghe. Nu, e mai bine că nu, că m-aș combina și nu-mi convine. Adică m-ar amesteca cu ce se aude și da. Nu e bine. Mie îmi place Dorul Călător, unul la mână că... Bă, sigur că și mie îmi place. Cuvântul Dor e unic în lume. E a limbii noastre, e născut aici la noi și numai noi știm. Chiar e foarte greu de tradus. Am încercat să-l traduc străinilor, ascultând piesa, le-a plăcut piesa și când am încercat să le traduc, n-am putut, nu m-am descurcat. Auzi, jucam într-o piesă lui Sorescu, A treia țeapă. Jucam țepe și lui Gheorghe Dumnezeu să-l ierte, juca papuc, primul meu ministru. Și eram în act partea, ultimul act, și fluieram așa, a jale. Și el spunea ce e dorul, dorul de casă. Deci am auzit că cuvântul dor este intraductibil. Și eu spuneam, în turcește merge. Cum? Ai sictir. Pe cum adică? I-am spus tati că mi-e dor de acasă și a zis, ai sictir. Ce frumos! Chiar mă gândeam, ce legătură are cu ai sictir? Foarte frumos! Să știți că provin dintr-o familie împărțită așa, ca să zic. Cred că și eu moștenesc talentul ăsta pe care l-am, consider că l-am, din partea mamei. Fratele bunicii mele, de pe General Magheru din Valea Roșie, Nanelu Pascu Bățăreanu, mare acordeonist, nu știu dacă vă mai aduceți de aminte de el, a cântat chiar pe scenă aici, la înmormântarea marelui Amza Pela, și am trăit printre lăutari pe General Magheru, acolo când se scolteau boxele, când se făcea salata aia de roșii la Ligian, se mânca toată lumea, unul cu trompeta, unul cu nu știu ce. Părinții mei stând părțiți. Tata a fost tot timpul împotriva sistemului și a comunismului. Am crescut cu un castofon Sanyo mic sub pat, unde ascultam Jimi Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana și așa mai departe. Dar mama din când în când prin casă mai fredona muzică populară. Dar niciodată, absolut niciodată, la adunările noastre, indiferent că e Paște, că e Crăciun sau că e o întâlnire, nu lipsește momentul Tudor Gheorghe. Asta indiferent unde am fi în lumea asta. Olteni suntem. Și eu vreau să vă spun dacă dumneavoastră v-ați gândit că sunteți demn de pus pe draperul Olteniei. Acum nu exagera și tu. Nu, de ce mai, mai vrea să mă și fâlfăie vântul tot timpul. Păi, din când în când, așa? Nu, eu vreau să vă întreb dacă ați resimțit asta ca o împlinire sau ca pe o corvoadă de-a lungul timpului. Dragul tati, nu m-am gândit nicio secundă de la asta. Adică eu m-am gândit că trebuie să fac ce am pornirea interioară care mi-a dat-o Domnul și talentul pe care l-am, slavă Domnului, că recunosc și eu. Am știut să-mi duc mai departe cu multă, foarte multă muncă, ideile pe care le-am avut și până acum am avut idei bune. Am un program cultural, vezi, aici este nebunia cu mine, că toată lumea zice, oh, ce spectacol. Nu, domne, dacă ei, de la începuturile mele și până astăzi spectacolele, înțelege că n-am făcut nimic gratuit, că totul este chiar inclus într-un program clar. Eu m-am amuzat la un moment dat și am spus, mă, după ce nu o să mai fiu eu, o să vă dați doctorate. Da, despre... Să aveți chestia asta. Pentru că, vezi tu, dacă am început cu menestrel la Curțile Dorului, deci cel prim spectacol, 69. Cu chitara, da, 69, am debusolat atunci puțin lumea, că nu mai a apărut să nimeni, nu există ideea de one man show. Erați pe chitară atunci? Nu mai pe chitară. Nu pe cobză? Nu, la cobză a venit în 70 și la cutremur. Am înțeles. Și numai cu chitara, pornind de la ideea de a mă pune în slujba poeziei române, vezi tu, totdeauna le-am spus, domne, nu mă considerați un compozitor. Eu nu sunt decât un foarte bun amplificator al unei muzici interioare pe care mi-o spune fiecare poezie pe care o știu, o iubesc și pe care o repet de atâtea ori în gând până începe să-mi cânte ea. Da. Păi, ascult, se simte fiecare, asta. Fiecare om care are o mică sensibilitate în el și citește cu emoții o poezie și o înțelege când o citește, nu așa, trebuie să audă, știi, o anume muzică interioară a poeziei respective. Unii au capacitatea de a reda
această muzică, alții n-au. Eu am această calitate. Deci nu sunt decât amplificatorul. Păi nu, cred că sunteți unicul. Pentru că dacă stau acum să mă gândesc și la câtă iubire ați avut din partea poeților de-a lungul timpului, ce pentru că da. Ei v-au văzut ca pe un promotor al ceea ce scriau ei a operelor. E adevărat. Pentru că v-au văzut că le cântați. Cred că una e să citești o poezie a oricăruia dintre ei și una e să o auzi cântată. Și una e să o auzi cântată în fața 4500 de oameni. Asta era și problema. În perioada de altă zice că eu mă salvam și din când în când, că spuneam câte o poezie din asta mai Ursul Românesc sau nu știu ce de asta, Păunescu, și veneau ăștia de la cenzură și spuneau ce... asta n-a, cum adică, e tipărită, stimabile, vorba lui Arghezi. Păunescu ați fost tot timpul. Nu, am fost în relații foarte bune. Eu știu că vă mai și certați din când. Păi ca doi olteni, că nu se poate, adică m-a culunat, mi-a podezat copilul. Noi eram în relații foarte bune, dar el era o atât de mare personalitate încât nu accepta nimic decât ce făcea el. Ori eu nu puteam să accept. Eu am început ce n-a cu Flacăra, cu el, da? Primul. Da. După aia au venit copiii lanți, eu am plecat primul din el. E destul de ciudat, pentru că oricum și pe stadion în continuare și în zilele noastre se cântă și ținem cu echipa noastră și în unele duminici pe la nunți. Adică e da. Tot timpul. Nu poți să zici că e unul dintre ele imnul universității. Amândouă. Oamenii care ascultă poezia o înțeleg, cred că, mai bine decât cei care o citesc. Pentru că prin muzică se deșifrează. Da. Parcă e ca... Se face tablou, de fapt. Da, se desface și îl înțelegi, adică e altfel. De pildă, una dintre poemele care a făcut, eu știu, senzație la vremea când am cântat-o, era o poemă a lui Ion Barbu, Riga Criptoș la Păuna Inigel. Toți mă, Ion Barbu, este un poet criptic, nu înțelegem ce spune, e mai ciudat, așa, mai, ni se spunea și la școală, Ion Barbu, poezie criptică. Și eu cântam Riga Criptoș. Și toți spuneam, bă, dar e clar, e limpede. Pentru că ea se descifra, ea se dezlega. Vedeau altfel lucrurile. E frumos, e frumos. Da, eu tot timpul am confundat Ion Barbu cu Eugen Barbu. Unul scria poezie genială, altul scria proză bine. Cred că Eugen Barbu a spus despre dumneavoastră, la un moment dat a scris ceva fain, a zis că de la Maria Tănase și până la dumneavoastră n-a mai existat. Nu mai țin minte citatul, dar l-am găsit undeva, de fapt, în săptămâna. Da, în săptămâna. Mi-aduc aminte de asta și 70. Am făcut puțină legătură, pentru că până la urmă Tarzan sau domnul Ion, Stroi. Da, care v-a pus cobza în mână și v-a învățat, știu că făcea parte din orchestra Mariei Tănase, nu? Da. Și cred că a mai fost știu de la Bogdan Simion, îl presupun că îl știți pe Bogdan Simion. Place foarte tare de el. Da, și cred că Bogdan a avut profesor. Unul din indivizii tot pe cineva care a învățat de la Ion Stroi. Da. Ăsta de la Pitești, foarte bun cobzar, excepțional. Da? Și el ne întâlni din când în când și zice, maestru, eu m-am desăvârșit pe cobzul ăsta, fiul drag, eu zic ce fac aici. Și dumneavoastră v-ați cam, bă, zic, în timpul ăsta ce să fac? Am cântat cu orchestre simfonice, am mai intrat și pe alte zone, adică dacă aș fi rămas și eu să cânt numai cu cobza, da, poate eram la același nivel. Da, aveți o tehnică specială, că știu de că la Tarzan, aveți da, o tehnică care ciupiți cu unghii, acum toți cobzarii același. Nu, el avea chestia asta și de la el am învățat. Am înțeles. Dumneavoastră sunteți din Podari. Da. Vreau să vă întreb acum, de ce vă aduceți aminte foarte clar din copilărie? Indiferent că e un joc, că e un... cum e la mine, de exemplu, pâinea din țăst de la Cioroiu făcută de muma, mie îmi dă, adică pâinea aia înțepată cu furculiță așa și dată cu puțin... platagele pe... Da. Platagele, explică-le. Da, platagele, nu că știm și ei, că ei au plătăgelele. Și dată cu... asta mi-aduce aminte de copilărie. Și arsura de pe spatele pâinii alea de o scotea. Acum depinde dacă punea pe cârpătorul ăla pe care băga în țăst niște foi de nuc, înțelegi? Da. Când o scotea și dădea, bătea ea să ia spuza aia și aia de și rămânea aia tare pe... Ce miros vă duce în copilărie? Ce miros, ce gust? Ăsta. Pâinea de pâine. Dar pâinea, cum să spun, aia care se făcea în prima, după ce trăierau, înțelegi? În prima săptămână după ce începea trăieratul, mirosea tot satul a pâine. Nu mai există mirosul ăla. Poți să treci la toate brutăriile, pe unde vrea tu. Mirosul nu mai e, pentru că nu mai e făina aia, nu mai e grâu ăla, nu mai e. Și atunci, mirosul ăla pe care îl simțeam, în tot satul, toți făceau
Făceau pâine din aia, înțelegi? Da. Și mirosea. Și de-aia, acum m-am și întrebat, aș vrea să-mi fac un țăst la mine la Podari. Și m-am întrebat, mă, cine dracu mai știe să facă țăstul? A murit, erau, mumaleana știa săracă, ea făcea. Dar era mai complicat. Se face din pământ. Cu balegă, cu paie, cu balegă, e mai complicat. Trebuie o formă pusă pe... Să bag, nu știu. Dar știți că, nu știu, dacă v-ați întâlnit cu situația asta, ună lume, mare parte, habar n-are că noi oltenii mâncăm saramură de pui, de găină. Păi da. Nu se face. Ei știu saramura că e de pește, peste tot ei știu că e de pește. Și eu le-am zis, bă, la mine la Cioroi se mânca tot, mă, de la găină, tot. Păi da. Mama mânca ghearele cu mare plăcere. Asta vreau să vă întreb. Tata mănâncă ghearele și acum în Cioroi. Vă mâncați ghearele, vă plac ghearele? Nu. Nu? Nu. Tata le ronțe, deci n-are treabă să nu. Da. La găina de țară. Mama mânca ghearele. Da. Și eu am mâncat, dar mi se păreau prea cu zgârci așa și prea tare. N-am fost așa om. Dar de gătit, ce vă place să gătiți din rețetele noastre oltenești? Tot. Tot. Mie îmi place să gătesc, asta e adevărat. Mie îmi place să gătesc și gătesc de la sarmat. Adică, mă, nu de asta, ci gătesc cartofi prăjiți, ouă, chestii. Nu. Nu, nu. Nu, tată. De la ciorbe de toate felurile. Vorba lui nepotul meu. Ciorba preferată lui, ciorba de legume. Mie îmi place, le acresc cu corcodușe, le acresc cu aguride, le acresc cu... Adică am, îmi plac, îmi plac. Și sarmalele stau să le împăturiți, să le... Păi de Crăciun, da? Domnul Adrian Fimiu, adică, nu mănâncă sarmale decât până la Sfânt Ion. După aia nu mai mănâncă deloc. Și scoși, câte atunci 300, în jur de 300. Doamne, 300, păi asta la ele. Păi fac o zi, înțelegi? Și le pun seara. Păi numai că le fac, nu le fac ca la noi cât un pumn o sarma. Le faceți mai mici? Le fac miculuțe. Adică păi ăla nu sultenește. Sarmaua la noi, dacă păi îți dă cu un ochi, păi îți dai seama că bunica mea le lega cu ață. E, nu cred. Pe cuvânt. Asta e bună. Le lega cu ață, dar puneam patru sarmale într-o oală și gata. Patru sarmale, gata, mă, curăț sarmalele de... Ați avut o tinerețe destul de zbuciumată, pe lângă faptul că tatăl dumneavoastră a fost deținut politic. Mai puțin vreau să spun, adică, apropo, să nu trecem peste asta. Nu. Adică, vezi tu, am avut o copilărie excepțională, o copilărie de ca orice copil de țară care a trecut prin toate. De la dusul cu vacile, de la alergatul prin pădure, de la toate, tot copil. Seara când ne întorceam și ne jucam prin răscruși pe acolo, în toate felurile de jocurile alea ale copilăriei, clincea și toate. Ați avut și o... Mai țineți minte cum o chema pe prima fată care v-a furat atenția mai mult de la țară și din aicuierea? E, cum dracu, era Maricica lui Tănase lui Găscanu, dar era dus. Subsese, eu subsese la măsa și ea subsese la mama. Noi ne știam așa, eram... Dar cum s-a întâmplat asta? Băi, aveam vreo 5-6 ani așa. Nu, dar cum a subt unul de la o mamă și... Păi dacă ne născusem în aceeași perioadă și când era mama plecată, îi spunea, zice, ai tu grijă, ce dă-i ăsta să sugă. Și mă duce, bă, așa era la noi. Lua copilul, dădea îl, ia suge, bă, și tu la asta, până duc eu. Deci Maricica a fost prima... E, bine, adică așa, a copilăriei. Da. Ce vă plăcea mai mult, așa. Da. Și aveați asta cu hora, duminica sau ceva, se întâmpla? Ulu, da? Se juca? Vai de mine, aveam așa. Dar nu era bâlciu, la Osica era bâlciu când venea. La noi erau trei locuri unde se făceau, trei răscruci, așa ziceam noi, unde piețe cum ar fi, da? E o fântână, o cișmea acolo, lângă mine chiar, unde veneau miresele la apă, că ăsta era obiceiul, înțeleg? Da. Și... imediat era o răscruș de ăsta mare unde se făcea fiecare duminică horă, înțelegi? Și veneau lăutarii, erau mai multe benzi de lăutari, că aici a fost și copilăria mea fascinată și s-a imprimat muzica asta a lăutarilor fără microfoane, fără stații, aia care cântau fără și cântau de vinerea până marțea. Mult, ne. Adică umblau prin praf, ce glasuri aveau ăia. Păi de ce cântau ca... mai verde, părăcii, din vârful buzelor, așa. Nu, tată. Nu. Păi cântau să se audă, și înțelegi? Și în praful ăla, în bar de colbu, seama, de era de țitra pe prim, corp. Și plimba prin tot satul. Du-te și ia cu natul de mână, du-te la naș, du-te la socri, du-te în partea altă, du-te și cu lăutarii după ei, înțelegi? Toate traseele astea. Și făceau așa. La mine, în răscuși de pildă, când, asta m-am amuzat grozav,
Era aici o locație unde se făcea o horă, peste sus, în fața cimitirului, asta e foarte frumos, mai era de asta mare, o răscrujină asta mare unde se făcea altă horă, mai în vale era altă horă. Erau odată trei hore. Erau lăutarii de la Malul Mare, îi spuneau, vine Dumnezeu cu tobele de la Malul Mare, era o fanfară, înțelegi? Da. Și veneau ăștia din Craiova, Dumitru Lucucu și ăștia lăutari celebri în Craiova, și veneau și alții în partea. Și începeau să cânte. Acum, ăștia de la Malul Mare, dacă se nimereau să fie în răscruci la mijloc, toți ceilalți care jucau la orele alte să luau după cum bătea la toba. Ăia degeaba cântau. S-au auzat de tare că s-au auzat în partea aia și plecau pe acord, nu cred. Ăia cu violele cântau altceva, dar ăștia jucau după cum suna trompeta și toba ăluia. Nu cred, și erau ăștia, dansau același lucru până la urmă. Păi da, adică... Asta era frumusețea, îți dai seama ce frumos era, că ea cu violele nu se mai auzau. Că dacă cânta aia cu trompetele, cu goarnele... Și erați fascinat atunci în copilărie de asta? Stăteați auziți? După lăutari. Asta când erau horă sau când erau nunți. Dar vreau să vă întreb o chestie. Iar e o treabă așa de-a lungul vieții mele când le povestesc căstora care nu sunt din Oltenia, de tot felul de datini trăite de mine pe aici. Ați avut un moment în care n-ați ajuns la înmormântarea lui Tarzan pentru că erați plecat și când v-ați întors v-ați nimerit la pomana de 6 săptămâni sau de 6 luni, nu mai țin minte exact. De 6 săptămâni, da. Și ați ajuns acolo și de unde, hai o cobză, s-a stârnit mare... Nu, aia a fost senzațional. El mi-a dat mie două cobze. Una mi-a dat-o el, cobza cu care a cântat el, și cu care mă învăța. El avea două. Cu una mi-o dădea mie și zice, uite-te că ia, pune deștele cu alea și faci așa, tarancă, ușor, așa, ia ușurel. Și mă învăța să cânt și a murit. Eu nu eram în țară, am plecat și m-am întors la 6 săptămâni. Bă, tată, pomană de 6 săptămâni la lăutari. Da. Adică au fost toți. Și erau celebre, adică de la Pană și toți ăștia, mari piculeață și toți, că e neamul mare ăștia erau. S-au adunat, îți dai seama. Masă mare în curte, pe Alexandru cel Bun. Da. Aici, jos, lângă facultatea. Cred de... că era și strada lăutarilor, nu era da, asta? Da. În spatele facultății de agronomie. Da. Și ne-am așezat la masă. Oh. A venit popa, a făcut toate alea de zegare, s-a apucat. Și a venit baba, săraca, Dumnezeu să o ierte. Baba care era soția? Da. Da, care a mai tăiat câțiva ani de zile după ce a murit el. Și a venit, Dumnezeu a trimis-o, ce ne-a pus-o, nu știu. Că a venit și a zis, odată, cu copza în brață și a început să chire, să plângă. Păi știi cum, când se pornesc, n-au limite de astea. A venit, ia uite, mumă, el mi-a zis cu gura lui, când da cu tare să-ți dau copza, asta e copza, nu mai am ce să fac cu ea, ține-o cu osul, por sănătoși. Mi-a dat copza lui. Păi da, și eu am pus mâna pe ea, pomană. Da. Și să văd cum sună, dacă mai acordate, dacă mai... Și am făcut, mă, de două ori, taram, patac. E, de unde le-au scos? De sufețele de masă. Țambal de gât. Vioară. Bă, și s-a încins o paranghelie la pomana de 6 săptămâni. Nu? Păi, de petrecerea de pe lume. Adică era... Asta vreau să spun, că lumea nu înțelege cum la noi, la Olteni, noi găsim momentele astea ca fiind și momente de socializare și în direcția asta. Noi ne distrăm și la priveghi, râdem la priveghi, glumim la priveghi. În situație de tensiune, noi oltenii suntem cu zâmbetul pe buze. Măi, vin tot de la timp... mormântare, vin de la mormântare, vin din cimitiri, coborau pe în fața la mine, pe la, în spatele casei, așa era o apotecă, se duceau să spălau pe mâine, așa. Bă, și în clipa aia parcă se spălau de toate relele, uitau că îl plânseseră pe ăla, zice, hai cu nată, ce, hai, că poți să crești noi acolo, masă, hai să mergem, hai, neamurile, și se strângeau la masă. Da. O jumătate de sticle de țuică umblau imediat, bă, uitau absolut instant. Nu mai era nicio treabă, îl băgaseră în groapă, la revedere. Mortul a fost și acum... Dumnezeu să-l ierte, da. Mai atorna câte o bucățică. I-a plăcut și lui. Da. Vorbeam de tatăl dumneavoastră că a fost deținut politic și mai târziu n-ați învățat nimic. Pentru că 9 ani de zile ați fost interzis, nici n-ați vrut să faceți ceva. A, nu, n-am fost 9 ani de zile interzis.
Am tăcut eu 9 ani cu totul altceva. Interzis n-am fost decât 3. Adică din 70... 80. Cu 3 ani înainte. Cu 3 ani înainte de Revoluție. 86, cam așa, 86. Și ați revenit cu 7 spectacole. Ai răbdare, 86. M-au interzis definitiv. Bă, m-au interzis, cum să spun... Nu mi-au dat voie să mai apar pe scenă singur. Aveam voie să joc în spectacolele mele de teatru. Dar de ce? De la mi s-a tras de la un spectacol la sala Palatului, făcut cu ansamblul CCU TC-ului, de Crăciun, de, mă rog, de decembrie. M-au invitat acolo și am venit și eu total nebun. Am cântat colinde, mă, două colinde. Ce acum, colinde? Acum o să zic și eu, o să zic că cei care ne urmăresc zice, păi și ce dacă m-a cântat două colinde? Păi nu, că nu cred că erau colinde. Ba nu! Păi dar ce aveai voie, leruile? Le era rău, mă, când auzau leruile. N-aveai voie alea. Ah, colindele pe care le știi tu, le-ai apucat. Sus, tovaroș, nu dormiți, timpule să vă treziți. Da. Adică... păi și ei nu știau ce o să cântați? Nu. Deci n-a trecut prin filtru, că de obicei nu. Le mai dădea și lor... La mine nu, la mine nu, am avut și bucuria asta. E bine, și am cântat astea, am spus poezie, am cântat cu Cobza o doina aia cu... vai de mine, că o splendoarea de pe lume, cu să dau țâța de pe mână ca coasa prin iarba bună, să mă joc cu țâțele pe norăci stelele. Eu când era cu propaganda, îi spunea altul așa, Bistricianu, care era secretară cu propaganda aici. Doar și nu mai cântați cântecul ăla. Dar ce, doar și izvorul vieții alăturat de moarte. Ce frumos trebuie. Vă dați seama ce a gândit poporul ăsta. Eu îmi probodeam frumos toată povestea asta. La ea era doar țâță în cap. Și mai spun, am așa, după aia am spus și poezia lui Sorescu cu rândurile, cu femeia ce știe femeia, să-ți iei acolo de coada cârpătorului, să stea ciucită la vatră și să lase politica. Asta e pentru noi, pentru oameni, da, că ce știe ea, da? Și pe urmă am mai spus și o poezie nenorocită a lui Dinescu, Avalanșa se chema, care tot așa avea o chestie de asta, că se încheia cu îndulcește, Doamne, instituțiile astea care luptă împotriva dragostei și eu. Dom'le, și un prieten binevoitor a luat caseta și a dat-o direct la biroul 2 la tovarășa. Direct? Direct. Care tovarășa a ascultat-o și până când s-a dus ea să culce cu tovarășul, amândoi, că dormeau amândoi în același pat, i-a zis, auzi, Nicoleu, ce zice ăsta, cheliosul ăsta, ia tu, fii atent, să nu-l mai văd Ferrara al dracu mustața lui, că e nenorocire. Nu, și atunci tovarășa a zis tovarășa asta, nu, și eu nu. Deci pentru asta am fost interzis. Și după a stat, n-ați și vrut să mai faceți nimic și ați revenit cu 7 spectacole. A venit 89. Da. În 89 am avut, în 90 am avut o tentativă de a reapărea, eu gândind așa, bă, zic, gata, s-a terminat cu șușanelele, nu mai vedem afișe din alea cu roșii și albastru, cu toate alea care erau... Litoralul și toate, da, toate cu ale poze tineri, dar erau morți de mult. Toate, bătrân, dar pozele erau tineri. Da, știu. Și zic, nu mai, gata, acum se schimbă treaba. Bă, toate și-au părut altfel de... Au început asta, știi, cu... Școala de hoți, vagabon și vagabonde, vin țiganii din Banat, pirandele, la, adică toate alea... Ce-s, băi, iar ne încurcăm. Puțin. Băi, iar să nu mai... Și atunci am tăcut. 9 ani. Cariubliuv. Și ați venit cu 7 spectacole, 7 toate spectacole, diferite. Niciunul la fel, nici nu se repeta niciun vers dintr-un spectacol într-altul. Sala Palatului. Pline 7 spectacole. Aia a fost revenirea mea, practic. Se mai întâmpla să însă... Se și chema într-un fel. Era o, avea un moto mișto, Tudor deschide poarta. Bravo, da. Da, nu mai știam. E bine, și vezi, aici s-a întâmplat un lucru fantastic. O generație întreagă nu știa de mine. Copiii ăștia, deci când eu cântam eu, de pildă, în perioada în care eram în glorie, ei, să zicem că aveau 10 ani, mă mai auzeau așa. Și spuneți că gap-ul ăsta de ani între ei n-au mai avut cum. Când gata, ați reapărut după 9 ani, cine mă, Tudor Gheorghe? Păi de unde să știi? De unde să știu, da. A fost o generație care, și după aia eu, ca să reușesc să-i momesc într-un fel, am găsit formula asta extraordinară de a trece de la chitară singur la orchestră simfonică, de a îmbrăca poezia română într-o haină de gală, așa cum mi-a plăcut mie să spun. Și iată că am venit cu cele anotimpurile poeziei române, după aia am venit cu spectacolele cu Degeaba,
care au supărat și astea foarte tare. Degeaba e cu au făcut copiii noștri dinți. Da, unul dintre ele, da. Ele sunt trei spectacole degeaba. Și aia cu e poezia? A mea. Da? Au avut copiii noștri dinți? Mi-e place foarte mult cum se aude chitara bas pe melodia. Degeaba. Aia pare că e Metallica cu orchestra de la Berlin, așa. Degeaba tot spectacolul e scris de mine integral, cap-coadă, toate poemele. Felicitări, nu știam că sunteți atât de talentat. Sunt foarte talentat, acum trebuie să mi-apară două cărți. Dar cum ați făcut de... cu Băsescu în sală, a spus poezie cu Cure și păi care de vrea să știu că era în sală. Păi trebuia să vă interzică și... Da, nu, nu. Dar cum ați făcut? Cum nu știați că e în sală? Păi da, bă, chiar dacă știam că e în sală, eu ce treabă aveam? Eu spuneam poezie pe care o spui, era în spectacol. Cum adică? Păi poezia era despre unul care se uita cruciș, care omora câinii și el de-abia venise Brigi Bardot la noi în țară. Păi și eu știu, susținea... eu, păi, săracul s-a simțit, eu spuneam ai asta. Ai ieșit din sală? Nu știu, nu cred că ai ieșit din sală. Nu. Nu, dar n-am avut cu el după aia niciun fel de problemă. Dar când a spus poezia, nu știați că e în sală? Nu. V-au zis după? După, da. Și ce a zis? Păi ce, eu am spus, bă, zic că ăsta era în spectacol, orică era el, orică nu era el, eu spectacolul nu-l schimb pentru că e cineva în sală. Înțelegi? Eu cred eu că fac... de asta nici nu vin ăștia persoane politice, personalitățile politice la, la spectacolul dumneavoastră. Le-o fi zis Băsescu, bă, eu am fost odată și a avut o poezie cu un chior de omora câini. După aia când a venit Dăncilă, a stat ascunsă de a intra, cred că am și fost la spectacol atunci, de a intra, de a deranja toată lumea pe un rând ca să intre ea pe lumini stinse. Da, n-am înțeles de ce, n-am înțeles de... Mă, vreau să spun că am câțiva prieteni, e adevărat, care vin cam la toate spectacolele mele. E vorba de Răzvan Teodorescu, de pildă, cu care mă știu. Fost director la televiziune română sau ce? Prieten cu mine de 50 de ani, academician, Eugen Simion, cine mai vin? Bă, tu, niciun ministru al culturii nu vine. A venit săracul ăsta Romașcanu. A, și eu sunt prieten cu Romașcanu. Da, fii atent, a venit la când, în primul lui mandat. A venit și mi-a adus un buchet de flori, un coș de flori. Asta mult. Fii atent, mi-a adus un coș de flori la mine, m-a felicitat, l-am luat în brațe și zic, cine te-a pus să vii la spectacol? Că de obicei ăștia care vin la spectacolul meu, îi schimbați. Nu mai schimbă, da. E, așa, după, a fost. Așa a fost. S-a mai fost ministru la... Dar spuneți-mi că n-aș vrea să trec așa peste. Vreau să vă întreb, care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat de la tatăl dumneavoastră? Bă, de la tata am învățat, el m-a insuflat dragostea față de poezie, ceea ce este esențial. Și mă bucur din suflet că am luat partea poetică de la tata și nu felul lui de a fi care era el ca structură o fire poetică. Tata era individul, cum să spun, care, Neilie, arde casa. Așa, facem alta. N-avea treabă, înțelegi? Era... Tata era chiar o structură poetică reală. Tata, dacă ar fi avut studii, înțelegi, ca lumea, ar fi fost un scriitor valoros al acestei țări. Sunt convins de asta. El a fost în pușcărie, a stat acolo lângă mari poeți, lângă Gir, lângă Crainic, a stat acolo cu personalități. Tata nici nu știu când a fost în pușcărie, de ce l-au băgat aia. Acum, acolo și-a dat el seama, înțelegi, că a fost copil de frățire de cruce. Frățire de cruce, asta era un fel de pionere ai mișcării legionare. Da, 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 da. Asta a fost tata, politica care a făcut-o el, înțelegi. A stat, a spălat vase pe la o cărciumă legionară, s-a întors acasă. El habar n-a avut și după aia, că l-au făcut ăștia, că a avut complot, că se răstoarnă pe calea armată, tata nici nu avea degetul ăsta și n-a făcut armata, înțelegi? De la ce, de la cal? Nu, el n-a făcut, n-avea degetul, că s-a născut de geamăn și la 7 luni. Și mai avea, îl bătrân mai făcuse, Moș Andrei, că mai avea 4 fete. Și aici s-a născut el cu încă o fată, aia a murit când a născut și ăsta a trăit, tata. Și bunicul meu a zis, fă, zice, ăsta îmi poartă numele, dacă moare vă tai. Și a dat Dumnezeu și l-a băgat în lână după sobă. Și bă, a dat Dumnezeu lână după sobă. Da. Și când a ieșit, avea degetele astea lipite, înțelegi? Da. Și moașa zice, zice, te are deștele ăștia lipite. A dat zi încă ce, un fus. A venit aia cu un fus, a băgat deștele așa, a tras așa. Și a scos deștul ăsta. Și a trăit. Atunci. Și a trăit, înțelegi? Da. Și a trăit, iată, 94 de ani. Și cum anii ai făcut la pușcărie, serioși? Da, de la el am moștenit starea asta poetică și mulțumesc Dumnezeu, am moștenit de la mama tenacitatea, putere de muncă și harul histrionic, ca și la maică ta. Talentul de povestit, mama, povestea senzațională.
Și mama povestește și vorbește mult. Da. Fie mea, parcă să zic, o moștenește pe mama. Dar apropo de mama dumneavoastră, aveți o poveste interesantă și tot legat de figuri politice ale vremurilor de atunci, cu Ștefan Andrei. Care a fost ministrul de externe, ministru de externe. O perioadă lungă de timp. Mult bine a făcut la foarte multă lume. Mulți dintre actori, mulți dintre artiști îi mulțumesc și astăzi și îl pomenesc cu, cum să spun, bine, el și fiind căsătorit cu Violeta Andrei, actriță, da? Avea o delicată aplicare, așa, grijă, să zicem, către artiști. Dar nu ne spune și nouă povestea cu mama dumneavoastră, cu războiul de țesut și cum s-a întâmplat? Ba da, cum să spun, că de la Livezi, Ștefan Andrei din Livezi, sat aparținând comuniei Podari. Și venea la Romanești, la moară. Romanești e prima... Acum, unde-i târgu, da. Era o moară acolo și toți ăștia din jur veneau la moară la Romanești. Și mama avea război de țesut și țesea afară în curte. Preșuri de alea, trențe. Și covoare, mă rog. Și venea mamarina, 60 ani, mama lui Ștefan Andrei, la moară și venea cu copilul, cum poartă voltencele, un bănicior de porumb într-un coș, Cântână. Cap pe cap, da, și deasupra copilul, înțelegi? El avea 2-3 ani și l-aducea mami. Și ce fănicul legă, știu, cu o gâță de colea de astea, până mă duc eu la moară și mă întorc, ca să nu-l iau pe mine, copilul meu pe acolo, o cară, chestia, să nu-l calce. Și-l lăsa pe la mama, lega cu o gâță de asta și-l lăsa acolo. Cămășoaia de ea lungă, bă, venea, bă, să juca în țărână copilul, îți dai seama. Da. Venea Marina, îl lua și pleca. Eu când am fost odată în Canada, au scris ăștia un articol în Cuvântul, mai știu cum se chema, la lui Rațiu, un articol în care spuneau că Securitatea Română și-a găsit reprezentați în toate domeniile vieții sociale. Avem doctori securiști, avocați securiști, mecanici, autosecuriști, avem securiști. Iată, și-a găsit un excelent reprezentat în persoana tovarășului colonel Tudor Gheorghe. Bă, sincer să fiu, dacă mă făcea cu un grad mai mic, mă enervam. A zis colonel, era... Da, eram bine, eram bine. Și... Tovarășul colonel. Da, eram. Și la plecare am vorbit cu un prieten de-al meu, la care am și stat, un băiat absolut admirabil, din comuna Iancu Jianu, de aici, care era foarte bine așezat financiar, lucra în domeniul armelor, ca să zic așa, să fie mai limpede. Am înțeles. Și i-am spus, bănelule, zic, ia-mă, invită-i pe ăștia de la jurnalul respectiv la despărțire cu o invitație și îi cheamă la o recepție la Hotel Ambasador, hotel în centrul Montrealului. A invitat pe ăștia, au venit ăștia la 4 ace și s-au apucat, au mâncat, au băut. Le-a spus povestea asta la sfârșit. Și le-am spus, după ce am încheiat toți, le-am spus cum venea mamarina, își lua copilul în cap și pleca na, cu tărâțele și cu mălaiul și cu copilul, pleca la ea în sat. Și le-am spus, domnilor, eu n-am nicio vină că acel copil avea să devină Ștefan Andrei. Frumos, și ce au zis? N-au rămas așa. Au rămas blocați, adică îți dai seama. Ce vină am avut eu în chestia asta? Că eu când am plecat prima dată, fac o paranteză, când am plecat prima dată din țară, am plecat cu Teatrul de Păpuși din Craiova, unde jucam alături de păpușii din Craiova, teatru excepțional de păpuși, Teatrul din Craiova, premiat la Tokyo era, cu, aoleu, perioada Davidescu cu Eustasiu Gregorian. Și am făcut un spectacol și am fost invitat la Vincennes, la Paris. Măi, și viza la toți, dar eu nu eram căsătorit. Da. Tata a deținut politic, nu era membru de partid, nicio șansă. Și el v-a dat viza? Și s-a dus Davidescu, da, și a spus, tu și ministru, la, cine? Tudor Gheorghe. Tudor Gheorghe, de unde este? E din Podari. E băiatul lui... Da, e băiatul lui Ilie. Bine. S-a dus la șeful la securitate și a spus, bă, lăsați-l că ăsta se întoarce, că eu știu din ce se trage, eu știu neamul, eu știu sârul, ăsta vine și nu numai că se întoarce, dar o să ne și facă lucruri importante în străinătate. Ați avut noroc, păi da, cu el acolo. E și de atunci, indiferent unde am plecat, nu s-a mai pus niciodată problema să nu-mi iasă vize.
din America până în Australia, din Emiratele Arabe, mă rog, din Dubai, unde dracu, Mascat, unde am fost eu cu spectacol, toată Europa în perioada. Eu am umblat mai mult înainte de 89, era altă lume. Spectacolele mele atunci aveau un impact absolut fantastic. Pentru diaspora? Da. Păi ce credeți, că acum s-a schimbat ceva? Enorm. Eu cred că diaspora în continuare duce dorul de țară și atunci când vă aud, că vă aud pe YouTube sau că vă aud cântând în orice casetofon pe care l-au sau în orice cască, și aduc aminte de țara asta. Și cred că de-aia și lăcrimează de dor, de mamă, de tată, de țărână, nu, de orice. Dar nu, spectacolele mele nu. Adică e altă diaspora. Vreau să spun, fac paranteze, de pildă, ultima dată când am fost în America și au venit românii, că vin da. Prima dată. Au venit reprezentantul noi diaspore cu o frapieră și cu două sticle să mi arăte ce-al dracu e el în rândul întâi să bea în timp ce eu făceam spectacol. Și alo, ați greșit sala, domnul. Urma ta le rămâi aici, ori ies eu. Și l-au dat afară. Deci a intervenit, e altă lume. S-a mai schimbat puțin. Da, s-a schimbat enorm de mult. Oamenii care sunt în diaspora acum sunt, cum să spun, oameni plecați de aici amărâți. Da. N-au niciun chef să asculte ei rafinament, Blaga, Barbu, Arghezii, da? Ei ador altceva, alt gen de spectacol. E foarte bine, cum să spun, am mic împotrivă. Dar eu nu mă mai sunt, eu personal nu mai sunt în largul meu, în mijlocul acestei diaspore. E o chestie, pentru da. Că până la urmă v-ați conectat de fiecare dată. Ui, adevărat. V-ați conectat adevărat. Nu numai cu ei, dar momentele în care v-ați conectat cu trecutul dumneavoastră cel mai mult au fost trei la număr, și anume la Mormântul Sfânt, și erați în Israel, nu erați în țară, după care la Cascada Niagara, care nu e la noi da. În niciun fel prin munții noștri, și a mai fost încă o dată în care erați tot plecat la casa lui Leonardo, Leonardo da Vinci. Deci oarecum v-ați conectat cu dumneavoastră da, în alte pentru părți. Mine, da, lucrurile, asta este foarte important pentru mine. Fenomenele naturale, de asta extraordinare, și arta la nivelul cel mai înalt, m-au făcut să mă întorc în mine, să mă întorc în copilărie. Stăteam și mă gândeam până când m-am întors din Canada și l-am întrebat pe tată, mă, cât să fie avut eu când ajungeam la clanța, depuneam un scăunil să ajung la clanța de la ușă, aveam poarte, aveam... Clanță la ușă, mânerul. Da, tu traduci. Da, să știe lumea. Da. Și v-ați adus aminte de culoarea ușii? Da, verde. Și, păi zice, să fie avut atât, vreo 3 ani, n-avem mai mult. Deci până la 3 ani, la prima mea amintire. V-ați dus departe, v-ați dus în spate, mult de tot. Ziceați că pandemia pe cei curați i-a făcut mai curați și pe cei murdari i-a murdărit mai mult. Ce? Nu înțeleg. Dar nici eu. Când am spus asta? Habar n-am. Da, ia stai că tai de aici, dacă nu e așa. Eu așa am găsit ceva zis de dumneavoastră, nu mai știu prin ce interviu. Nu cred, nu. A, bine, când pandemie m-am făcut, tot așa, că am luat atitudine, știi, că mă întreba la un moment dat, de ce mă vaccinez? Păi, tu dreptul meu, ce trebuie să mă întreb tu? Ați avut COVID? Bineînțeles. Doamna Tudora, mă rog Dumnezeu să ierte de COVID. Bună suerte, da. Urma să ajungem și aici, să vorbim puțin și despre dânsa, dar vreau să vă întreb dacă în sat ați avut moroi. Bă, eu nu m-am întâlnit cu ei, dar mai vorbeau ăștia de la noi din sat că alocutare, ce s-ar fi făcut moroi. Bine, nouă ne plăcea să povestim astea când eram mici, știi? Stăteam, bă, eram până... Veneam cu vacile, stăteam, după aia ne duceam, ne strângeam toți acolo și povesteam și mințeam și spuneam, a trecut alocutare, a spus că s-a făcut moroi, avea pe el și curgea virmi de pe minteanul ăla și intră o frică noi și pe urmă mergeam fuga către casă și nu știu care a zis, bă, ce vezi dacă avem două umbre, una e a dracu, unul e umbra aia lui dracu, zice. Și ne uităm tot timpul să vedem câte umbre, avem două umbre. Eu auzeam asta la babele care stăteau în fața bisericii la Cioroi acolo și începeau să vorbească, auzi că alu, da. Nu știu care s-a făcut moră, nu ce. Și stăteam ca proști și ascultam alea și când plecam înspre casă, nici n-aveam mult de mers. Da. Dacă dădea puțin vântul prin dudul ăla sau ce era acolo, înlemneam. Gata, era ăla acolo. Dar n-ați văzut, nu știți despre așa ceva. Bine, eu spuneam o poemă celebră, excepțională, lui Sorescu, asta, întâlnirea cu Moreu, care e chiar una dintre... Vezi tu că eu tot ce am spus eu... Bă, Mihai, în țara asta sunt foarte puțini actori care știu să spună poezii. Așa e, da.
Am fost la Moscova, de pildă, există la Institutul lor de teatru o catedră specială de recitatori. Marea greșeală pe care o fac în general actorii noștri, bine, nici n-are cine să-i mai învețe acum, e că atunci când spun poezii, le recită, mă, le interpretează. Poezia nu se interpretează, poezia se spune. Așa e, dar dumneavoastră aveți un talent aparte, că faceți din poezie, indiferent ce rima ar avea ea, o poveste. Păi asta este, pentru că pe mine mă interesează ce vrea să spun. Ce spune, ce vrea să spun autorul? Da, ia scoate-ți o poate de tine, să vedem copii ce și nu știu cum. Da, adică pentru mine asta este foarte important. Și de asta eu când spun poemele lui Sorescu, toată lumea are impresia la un moment dat, ce bă, zice, acolo, ce spune? Spune despre el sau spune de la altul? Pentru că sunt normale. Păi ați sunt... făcut o serie de poeme în mansardă cu băiatul dumneavoastră, cu Adrian, da. Cred că acolo. Și aveți o poveste cu, cred că cu ochetele, cu da. Scotea dinții și așa, că țin minte treaba asta, care pare o poveste de-a dumneavoastră, întâmplată. Toate alea din Sorescu așa sunt, da. Adică da. Pentru că eu le spun, cum să spun, cum le-a scris autorul. Înțeles. Nu le interpretez. Eu vă consider că sunteți unul dintre cei mai mari români și faceți foarte bine neamului ăsta, așa cum faceți în momentul ăsta. Dar dumneavoastră, care credeți că sunt câteva nume, câțiva români care credeți că au făcut bine neamului ăsta? Oameni de excepție care v-au marcat, chiar dacă i-ați cunoscut sau nu, chiar dacă au fost din timpuri. În primul rând, aș pune poeții, pentru că ei mi-au fost sprijin total. Adică fiecare poet al acestei nații este, trebuie să fie un simbol, indiferent. Eu vorbesc de contemporanii mei și am avut marea șansă să fiu contemporan și prieten chiar cu o pleiadă de poeți fabuloși. Am și trăit, mi-a dat Dumnezeu șansa asta să trăiesc în perioada asta alături de Nichita, alături de Păunescu, alături de Sorescu, alături de Cezar Ivănescu, alături de Ion Alexandru, alături de Grigore Vieru, alături de toți ăștia care m-au îmbrățișat și m-au considerat de-al lor. Dar Păunescu și spunea la un moment dat, scria, Tudor Iori e un mare poet care se ignoră. Eu m-am pus în slujba poeziei lor, considerând că a scriu eu o poezie de dragoste și a mea cânta, nu va fi niciodată la fel de frumoasă poezia mea de dragoste ca o poezie a lui Arghezi. Și atunci am preferat să cânt poezia lui Arghezi sau să spun o poezie de Nichita Stănescu decât să-mi pun propria mea poezie în valoare. Va fi o perioadă, probabil mai târziu, când voi epuiza tot programul ăsta meu cultural. Și la degeaba a scris dumneavoastră, bine, nu mai aia, stale lor. Aia e altceva. Atitudine mea față de societatea care mă înconjoară. Că aici a fost de busolară la acel spectacol. De ce se chema degeaba? Degeaba nu e că s-a întâmplat nimic în țara asta, că totul e rău după Revoluție. Doamne ferește, n-am spus asta. Nici o secundă nu răzbate din spectacol, dacă decât jerovoitor, cum au fost câțiva. Nesemnificativ numărul. Pentru mine a fost dezamăgirea unei generații întregi, asta voastră de pildă, care a crezut că se vor întâmpla anume lucruri și vom intra pe un făgaș absolut senzațional și se pare că n-am merit încă făgașul ăla. Și întrebarea e, de ce? Datoria noastră noi ne-am făcut-o, am crezut. Păi da. Am sperat. Păi asta este ideea. Unde acum s-au dus, s-au năruit. Înșelați. Păi aia este toată povestea. De asta este spectacolul degeaba. Da. Și de aia spun, poeții au fost cei care, oamenii de artă în primul rând, oamenii de cultură, oamenii de artă. Dar pe lângă ei, cel mai iubit dintre pământeni, pentru dumneavoastră, cine e? Bă, aici mai greu, pentru că sunt, cum să spun, uite, și intrat în zona prozică, mi-a adus aminte și i-am cunoscut bine și pe Marin Preda, cu Dere Popescu sunt prieteni, Zaharia Stan, cum zicea, haiducule, eu am cunoscut, am avut șansa asta să fiu în lumea asta, în perioada asta. Vezi tu, m-am fost întrebat la un moment dat, eu nu o să mai, că eu am făcut o afirmație care a deranjat. Am spus, da, pentru mine, repet, poezia română se încheie la Adrian Păunescu. De ce? Pentru că este ultimul care a mai trăit în generația aia. Cu el s-a stins generația mea de poeți, ca să zic așa. A fost generația în care eu am simțit
zbaterea lor interioară, eu le-am simțit energiile, suflul lor poetic, înțelegi, stările lor, și le-am transpus în muzică. Eu le-am simțit feeling-ul. Dar și pe dumneavoastră. Categoric. Și eu asta am și spus. Acum nu mai știu să cânt poezia de astăzi. Acum aștept să vină un Tudor Gheorghe, un băiat tânăr, să pună mâna pe o chitară, pe o toacă, pe o tobă, pe nu mai știu ce, și să pună în valoare poezia care se scrie azi, așa cum am făcut eu cu poezia care s-a scris în perioada în care am fost. Erau eu. Șanse cu Bogdan Simion, dar și ăsta cântă tot cântece de lăutărie vechi, care sunt și alea frumoase. Nu s-a băgat nici ăsta să cânte poezie nouă. Pe nu, el are o hibă din punctul meu de vedere. Dar când o să mă... E un băiat deosebit, un băiat deștept, bine face ceea ce face. Trebuie însă să se găsească pe el însă și nu s-a găsit încă, din punctul meu de vedere. Vezi, el încearcă să cânte ca lăutarii. Da. Ori nu trebuie să cânți ca lăutarii. Vezi toate spectacolele mele de folclor. Eu am stat 3 ani de zile la Institutul de Folclor. Eu am studiat acolo. M-a trimis partidul. Mi-a dat o bursă. Partidul? Nu Patriarhia? Nu, Patriarhia voia să mă ducă să studiez la Atos, să studiez în Antalya. Am vrut să fac un spectacol mai generos și atunci a venit Arșu și a zis: Alex, eu te vă dăm o bursă pentru România. Poh, bursă pentru România. Nu s-a mai pomintă așa ceva. Și atunci m-a trimis la Institutul de Folclor, unde 3 ani de zile lângă Madame Comișel, Tiberiu Alexandru, Amzulescu, Pop, toate acolo marile. Acolo păi, 10.000 de... Tot la mână, lua toate benzilele, înțelegi? Aveam un tehnician care umblase cu ăștia, cu Brăiluiu, cu bătrân. Era din Scornicești. Mă duceam cu o sticlă de vodcă, Nea Costache. Hai mă, fiar, mama dracu, mi-aduc eu aminte unde am pus aia. Vino cu aici. Și îmi dădea benzilele. Rămâneam închis până la 1-2 noapte în Institutul de Folclor și ascultam. Cum făceați? Ce vă atingea? Vă notați? Sau cum? Nu, ascultam. Da? Era ascultam. O stare, de fapt. Da. Păi a trebuit să le învăț, am învățat enorm de mult, și să le uit, ca să le recreez. Ce frumos, că până la urmă baza rămâne acolo. Vezi tu, de pildă, când Mărie Mărie, care floare în floare noaptea, deci o splendoare de cântec popular, da? Aveam un prieten, Aurelian Popescu, era aici la Academia, sucursala Academiei Române, pasionat de folclor și ăsta, colegător de folclor, și mi-a venit într-o zi și mi-a dat, zice, bă, fii atent. Așa, în 68, 69, cam așa. Ia, ascultă banda asta. Un lăutar din Tismana Gorjului. Și mi-a dat poza lui, cum e. Și am zis, bă, tată, ia să mă duc eu să-l căut pe ăsta. Și mă, l-am căutat la Tismana. Am intrat în cârciumă. Asta făcea și cărămide când nu erau nunți, înțelegi? Era dublu, era da. Poli. Bă, nene, și mă rugam Dumnezeu, poate intră ăsta în cărciumă. Și a intrat, mă, în calar tata. Și cum e, de când nu stă socializare, ce dracu, să intri într-o cărciumă la și să stea ăla acolo și să stea acolo, veni la masă, la mine, trăiți. Bună ziua. Pe aici? Da. Turist ai? Da. Da. L-am văzut că bea șliboviță. I-am mai comandat eu șliboviță și încă una mai stat de vorbă. Și zice, auzi, bă, nepoate, zice, ce de acolo stăm aici așa? Hai la mine, zice, că are unul, zice, că 20 de lei kilo, zice, să dăm la ăștia banii, luăm și bim noi acasă. Hai, știam unde mă duc. Aveam poza, eram ca... Da. M-am dus la ăsta acasă. Asta e egal la baba Marie, a dat, că ca în șchioapătă găina aia, ce dă unde te vei, pac, i-a luat picioarele, a făcut aia acolo, o foc, o saramură, da, mămăligă. Bă, tată, și răsturna mămăliga, mi-aduc aminte, geniale, stătea cu tuciul între picioare, nădușit, pe cătățuică, pe gasă, curgea nădușa la aia în tuci. Răude și sarea. Ce mesteca acolo. Și după ce am mai băut noi niște țuică, am mâncat puiul ăla, nu, s-a pârporit așa, că îți dai seama, da. Pe cărbun, dar bun, gustos. Și zic, dacă mai avea și niște lăutare acum să ne cânte, ia. Păi eu sunt cel mai mare. El. Aha. Ia deci. Ați băgat lemne în foc, l-ați dat prin învăluire. Da. Ce ia-o Fabiola. A venit asta. Mama mea, a pus mea pe vioară și cum era ușor drăzghit, cu ochii închiși așa la o parte, a început să cânte.
Veni și Gheorghe mă întreba pe unde viu mă duc. Cam așa cânta. Ce veste bună ți-a duc. Eu care știam toate cântecele lui de pe benzile imprimate de Aurică Popescu, continuam. La cu trestia. La cu... Păi de unde știi asta? Aia, păi să cântești pe la noi. Urâtul merge pe șase și zică mâne, mâne, frumosul merge. Și zice că nu se neacă. Bă, și l-am nenorocit că tot ce cânta, da. Eu îi continuam. Bă, și când... i-am spus până la urmă. Nu! Bă, nu! L-ai lăsat așa? L-a lăsat așa. Și beat și rămas ofisist. Bă, nu, bă, aici a fost genială chestia. Bă, și bă, a cântat băiatul. Și când a văzut că le știu pe toate, s-a nervat, a scormolit el în adâncul lui și târziu așa s-a lăsat pe corde, pe corda groasă și a cântat Mărie, Mărie, ca un boce de rău. Eu să-mi spui tu mie care, floare, floare. Bă, genial. Mamă, nu l-au zis în asta. Care floare în floare, noaptea pe răcoare. Mamă, Doamne, și ce versuri. Mi-au să aminte citate de Călinescu în istoria literaturii române, ca frumusețe poetică. Buaoleu. Și l-am pus să-mi mai cânte o dată, mi-am mai cântat-o încă o dată. Na, nu te duci cu reportofon la ăștia ca să prind, înțelegi? Să o cânte de mai multe ori ca să-ți rămână. Și mi-a cântat-o. Ne-am dus, ne-am culcat. A doua zi dimineața m-am trezit. Nu mai știam. Mama mea, Doamne. Nu mai știam cântecul. Vorbele le știam, dar melodia nema. Tămâie, tămâie. Ce-a sunt? Și am plecat cu teatru din Craiova într-un turneu la Bulgaria. Jucam Filfizonul pedepsit, o piesă așa contemporană cu Shakespeare, Regelul Corneșteanu. Am ajuns, ne-au primit bulgarii, nene, frumos, cu călări, ne-au oprit. Ciuși că te guleamă, te ciorbă, ardei. Da, tu că te nata, așa, da. Și bă, ne-am băut cu ei acolo vin bun, de altfel, m-am făcut bine. Și de la vin la... v-a revenit melodia? Nu, m-am dus la hotel, ne-am culcat, eram cu nevasta mea. A doua zi, conferință de presă, trebuia să fiu la ora 10 acolo. Eu la 10, fără sfert 20 și nu revenisem. Și nevasta mea zice, scoal că trebuie, ești personajul principal, jojolul principal, trebuie să te duci acolo, jos te așteaptă. Mama a sărit în duș, brusc așa. Am pus dușul pe mine în cap și de acolo deci, Mărie, Mărie, ia să-mi spui tu mie care... Gata, nu mai cântam ca moșul Bocet, înțelegi? Cântam ca mine. Deci asta, toate cântecele alea... Iar cum îl cântați dumneavoastră nu e Bocet. Păi nu e. E de sărbătoare. E deja, e transfigurat. Da. Deci tot ce am ascultat eu, toate cântecele care le... Ăsta, Carul de Flori, de la Mărin Căleață, de la Celei, adică toate astea le-am învățat de la ei. Eu le-am ascultat, i-am cunoscut pe ăștia, am trecut prin filtrul meu de intelectual, că de aia vestul la spectacolele mele de folclor era sala Palatului plină. La folclor! Înțelegi? Și ei ai văzut să strâng câte 20 de ani și nu prea se adună lumea acum. Păi da, până la urmă sunteți ca un Lego mare. Aveți fiecare piesă luată de pe aici, de pe acolo și ați fost norocos că ați cunoscut astfel de oameni. Da, am și știut exact ce trebuie să fac cu ei. Înțelegi? Da, și asta, bineînțeles, că degeaba îi cunoșteați dacă nu se întâmpla. Dar totul a început la 6 ani, într-un măr pădureț sau nu știu unde ați cântat și ce ați cântat, la secerat. Mielița când e bolnavă se cânta pe vremea. Mielița când e bolnavă, da. Asta am cântat prima dată, m-a pus tata că la rugarea mâna Oltrean să zice... Băi, liete, tu voi termina răsați de secerat. Deci ai mei ce trag de secerat de parcă sunt așa dormiți. E venit o leșuială acum, până l-a sfințit. Hai să terminești noi postața asta. Pune și tu pe la miza, cânt o țără și așa. M-a suită la într-un copac și am început să gând. Că să li se îndemână lura. Știi, mai... Așa, am simțit prima dată exploatarea artistului de către om. Da, și după ați terminat facultatea de teatru și ați avut norocul pe horurile teatrului pe acolo să vă întâlniți cu titanii de pe atunci, ai cinematografia, ai teatrului. Vă mai aduceți aminte așa vreo 2-3 cuvinte de la maestru Beligan? V-a zis ceva vreodată, v-a prins pe hor, v-a tras de o ureche, v-a luat de un perciun, v-a făcut vreo glumă? Știi cum era când ieșeam pe coridor și treceau pe lângă noi?
Vedea așa, trecea Finteșteanu, Moș Costache Antoniu, trecea, Ivano era asistant, asistent, îți dai să mă, Șahighean, Finții, vorbesc de titani ăștia mari. Venea Beligan, care venea la spectacole, adică la examene veneau, și dragă, mi-a plăcut, e foarte orientată, ai grijă de tine, ține, ai toate șansele. Da, da, m-a plăcut Beligan, m-a avut relații foarte speciale. Ei, și pe urmă am avut norocul ăsta, nemaipomenit, că am trăit și în mijlocul lor, am făcut spectacolele alea mari, unde mă duceam de pildă la Vaslui, la Gala Umorului. Tu îți dai seama, ce spectacol era? Ia atâta, imaginează-ți tu. Eu n-am prins Gala Umorului, Gala Umorului. Ce ei, era la asta? Vaslui era făcea așa. Stand-up comedy, ce fac eu acum? Nu. No. La Gala Umorului veneau următorii tovarăși, care se pare că erau talentați și știau ce aveau de făcut. Imaginează-ți că apăreau într-un spectacol de la Toma Caragiu la Jean Constantin, de la Bănică la Stella, de la Marinuș Moraru la Arșinel, de la Dragă Olteanu la Amza, pe toți într-un spectacol. Ia imaginează-ți cam ce se întâmpla acolo. Asta în perioada comunismului? Da, sigur că da. Sigur că da. Anii șești. Adi se ocupa de organizare Valentin Silvestru, era mare critic de teatru. Era de acolo și organiza acolo festivalul. Și textele treceau printr-un comitet, printr-o comisie? Nu trecea nimic, acolo nu exista. La nivelul ăla... Păi dar ce se texte? Cum să îl cenzurez pe Caragiu, știi? Că și spuneau ăsta, era celebră chestia asta. Nu ne teamă de ce spui. Nu ne teamă de ce taci. Frumos, frumos. Adică, pe ei nu, că Tomiță știi că zicea, dacă atâta, să uita în sus și gata, era, înțelegeai altceva. Nu, am avut noroc, destul de clar. Am avut norocul să stau alături de ăștia și să fiu prieten cu ei, cu Amza, ce să spun, cu Amza am fost... S-am spus la început, adică am făcut deplasări împreună, aici unde suntem noi era piața veche, tu n-ai mai prins-o. Nu. Aici era piața și venise cu Amza, zice, bă, hai mă să vedem, deci mai găsim un goltean de la adevărat. Eu eram la începuturile mele, el nu era chiar cu Neamărin, încă nu începuse cu filmele, nu? Și ne-a dus în piața amândoi. Bă, și ne-am uitat, la brânză, am zis, ia fii atent ăla de acolo, ăla de la brânză. Numai mic așa cu pălărie, de asta pusă în cap, albastră așa, cu nasturi de piatră strânsă la gâtă, cu umflată așa, cu ochii, cu o vestă cu nasturi de piatră de ăștia puși așa pe el. Ia uite-o, adică, luați-o, ia-o, arde, uite ce rece, uite ce calde, uite cum făceau ăștia la noi în piață. Dă-mi, și am zis să duce la ăsta. Să trăiți. Să fiți, de care doriți. Am și proaspătă, am și... Nu. Eu aș vrea o brânză pentru Doboș tort. Ai? Ha? Pentru un Doboș tort. Atunci! Și dispare sub teșghea. Mă uit la Amza la mine. Ah, e de-al nostru, vedem ce face. Bă, iese de acolo. Adunasă din garnița aia toate frimiturile, înțelegi? Făcuse așa un ghemotoc mic. Da. A ieșit ușor 2000 de ani de acolo, s-a uitat în stânga, în dreapta. Luați-o repede să nu mă vadă ăștia, că lăsuse că nu mă am. Foarte frumos. Ăste. Și mai aveți o poveste, cred că tot cu Amza, cu cireșele sau cu vișine, tot. Ah, bună, nu cu Amza eram, asta eram în Moldova. Apropo de ce înseamnă o piață olteană și ce înseamnă, eram într-un spectacol cu Zodia Taurului, Mihnea Gheorghiu. Vezi cum făceam spectacole, asta trebuie să știți, făceam spectacole și făceam câte un turneu în țară, plecam cu vagonul, cu trenul, toată trupa. Opream prin gări, dormeam în vagon. Păi era o lume, s-a dus. Păi acum sunt avioane, există... Da, da, nu, mai e frumosețea din punctul meu de vedere, îți dai seama. Și m-am dus cu, aveam un impresar, Stănescu se chema. M-am dus cu el în piață la Iași. Era o piață, vremea cireșelor. Și ăsta stătea unul cu pălărie pluștită în cap, plictisit așa. Cireșe. Și zic, ce faci ăsta, Stănescule? Bă, ne poate bag seama că strigă marfa. Da? Da? Așa? Păi, da, cum? Cireșe. Cireșe. S-a dus ăsta. Cu cât le dai?
Păi 5 lei și ne întreabă și 3 lei și mai 4 lei și ne cumpără. Mi le dai cu 2 lei, ți le iau pe toate. Cum adică pe tăti? Păi de câte sunt aceia? Cântărești le iau pe toate eu. Niște cereșe pietroase mari. Dar cântărit era vreo 25 de chile a mea. Dar cântărit, a luat ăsta toate cereșele alea, a luat, pus pălăria în cap, i-a dat bani și a plecat. Le aranjea Stănescu frumos. Pe asta și-a început. Ia uite-le, cireșele din Moltenia. Ia de fiecare dracu de viespi, ce dulci să ne omoară viespile decât de... Bă, tata, și-a început asta cu o gălăgie. În 10 minute era coadă la cireșe. 5 lei kilu. Bun, Oltean. Păi da, da, asta este. Și mă mai duc prin Transilvania, mă duc prin piețe. Mai o liniște așa, știe... Nu, să mă... nu acum nici pe la noi, că mă, eu mă duc prin piață și nici pe la noi nu mai sunt ăia, știi? Rar așa mai auzi câte unul, doi, știi, care mai strigă ca lumea, da? Ați avut și experiență de asta, nu știu, acum să-mi spuneți dacă e adevărată sau nu, ca actor, v-ați gândit că poate în viața asta o să ajungeți să jucați rolul unui drogat și a spus doi doctori să vă injecteze heroină în Long Island? Da. 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 Da, a fost o experiență pe care am trăit-o și pe care, cum să spun, n-aș mai, cum să spun, sfătuie pe toți copilașii ăștia să nu mai facă ce am trăit eu după aia, ce durere de cap îngrozitoare am avut, ce senzații îngrozitoare am avut. Și am spus, tătici, gata, am încheiat-o, am văzut cum e, salut. Și s-a terminat, adică nu... Pentru că, dar nu erau de ajuns povestirile unora care se drogau? Ați vrut să trăiți pe pielea dumneavoastră să vedeți cum e? Da, am văzut cum e. Nu v-a fost frică să nu... Păi de ce? Păi nu, că mie mi-a... Păi stai cu doctorul lângă tine și o faci ca un experiment și nu o faci ca o nebunie de asta, de asta, nicio legătură n-are. Ce ați văzut? Că ai vers pe perestele, ceva? Am văzut pe dragi, am văzut, eram ninsese și totul era frumos, era adevărat, era bine. Dar ce rău mi-a fost după aia, am zis salut. N-ați mai vrut după. Mai de atemă. Maestre, suntem pe 30 septembrie și numai mâine, nu-i poimâine, adică pe 5 octombrie începeți un turneu mare. Da, vreau să spun că eu plec acum cu un spectacol care îl consider ca un spectacol alternativ la ce se întâmplă astăzi în spațiu. Mi-a zis la telefon, asta mi-a zis, că mi-am și notat, mi-a zis că v-ați gândit că în momentele astea prin care trece omenirea, e nevoie și de puțin frumos și v-ați gândit să vă urniți iar. Da, mă, da. 40 de orașe. Da. De unde a ta energie și care e povestea? Tandru senzual uitat, despre ce e bine, vorba? Bine, tandru senzual uitat a fost făcut. Asta a fost tangourile, povestea tangourilor. Și acum veniți cu valsurile. Acum vin cu valsurile. Pentru că mă uit la copilașii ăștia, la festivalurile astea, antual de ce mai sunt ele prin nevărsiuri și... Multe. Unde e aceeași muzică? Adică zgomote, muzica mai puțin, știi? E a generației, eu înțeleg. N-am nimic împotrivă, slavă Domnule. Ho, ho, cu mâinile pe sus. E, vezi, eu vreau să spun acestei generații că există și o anume, a existat mai degrabă, o anume eleganță, mă. Valsul ți-aduce eleganță, ți-aduce starea aia frumoasă și lumea cred că are nevoie, la ora actuală, atâta vulgaritate există, atâta mârlănie, atâta mitocănie, atâta răutate, atâta dezinteres, atâta furie, atâta invidie, atâta... Mă, încât, știi, simți așa nevoia... Vezi, la un moment dat spun și o poezie foarte frumoasă în spectacolul ăsta alu Vulpescu, e poezia, poate că de l-am uitat să spun, care spune la un moment dat, investigând cu stâlpi înțelepciunii, pândind prin palimpseste scorii, m-am întâlnit și eu cu fetele, am sărutat prelung pe gură, zâmbind lucid, cer gesturi de suiete, mimam romantic o postură. Ajuns la jumătatea vârstei scurte, mă întorc spre amintiri absente. Ce sens mai are azi cuvântul curte? Mai sunt cu părul lung studente? Vezi, de aici pornește nevoia de romantism, nevoia de să ne mai păstrăm puțin tel din gingășia aia, știi? Că e nevoie și de asta, e nevoie și de asta. Și o faceți acompaniat de prietenii de la Chișinău, nu? Da, o fac cu acești copii admirabili, orchestrațiile minunate ale lui Marius Hristescu, cu care lucrez în continuare. Și începeți la Chișinău pe 5, începe după care urmează 5, toată țara? Și mă întorc de la Chișinău, bine mersi, intru în Moldova, Rădăuții, Botoșani, Piatra Neamț, toată partea, la altă parte. Sunteți modern, găsim biletele pe Ventim, pe Intertix sau pe... Se găsesc peste tot. Bilete se găsesc. Și încheiați cu Sala Palatului.
Pe 21 după decembrie. Mine. După mine. Da. Eu am 18-19, pe după care dumneavoastră aveți pe 21 decembrie. De obicei pe 21 decembrie e ultimul spectacol care îl fac. Îl pregătesc și în primăvară pornesc iar cu alt spectacol. Ați avea răbdarea și plăcerea să veniți la ultimul nostru spectacol, să vedeți, să ne vedeți pe scenă? Eu aș avea răbdarea și mi-ar face mare plăcere, întrucât vă și iubesc. Dar gândește-te că eu sunt în perioada aia, nu mai știu pe unde, nu sunt în București. Mie îmi face foarte bine faptul că dumneavoastră pe 21 aveți spectacol, pentru că eu acolo închid tot. Exact cu spectacolul dumneavoastră vin frumos, mi-am luat bilete la lojă, vin cu toată familia, vă văd spectacolul și din momentul ăla am închis taraba și am plecat. Eu așa închid anul. Păi da, și eu la fel. Eu mă întorc și mă apuc de sarmale. De sarmale. Tăiați porc? Am prietenii de la Izbiceni care au grijă de mine totdeauna și mi-aduc. Da? Da. Ce vă place de la porc cel mai mult? Porcul. Bun, cea mai asta, leguma cea mai bună e porcul. Mie îmi plac urechile. Și acum au apărut urechi tăiate așa, da. Le iau și îmi place să rânțe la ele. Iubitule, tu trebuie să vii cu mine odată la Chișinău, bă. Să te duc în piață să mănânci urechi din astea. Da? Murate. Murate? N-ai adică ți-o de saramură? Bă, n-ai văzut în viața ta. Mori. Păi să mai aduce și mie acum că tot vă duceți acolo. Uite bine că mi-a spus, să nu uit. Da. A zis unde e Adrian, ca să îi dau un mesaj, să nu mi-aduce și mie niște urechi de asta, să văd cum e... Este ceva de groază. Pandemia, pe de altă parte, după cum spuneam mai devreme, v-a furat și un om foarte drag, și anume pe doamna dumneavoastră, care era alături de 55 de ani sau cât? De o viață. Vorbiți foarte frumos de dragoste și, în general, vorbiți foarte frumos și de dânsa, așteți un familist convins și un om care a trăit o poveste de dragoste foarte frumoasă. Să-i zici soției, doamnă, mai rar găsești în zilele noastre. Și cu toate astea, cum ați uitat-o pe peron în gară? Domnule Tudor Gheorghe. Bă, aici e partea frumoasă, ca să zic așa, firimele de artist, ciudat, în care la Beclean eram la începuturile căsătorii, relații noastre, prietenii noastre, și am plecat într-un circuit de ăsta, luam banii de concediu, așa, făceam și un împrumut și ne luam un circuit cu trenul. Da. Opream în diverse orașe și stăteam la hoteluri să o seară acolo, o seară acolo, o seară acolo. Și am ajuns și la gara la Beclean. În gara la Beclean. Cum ați făcut? Păi eram cu două geamantane, unul ea și unul eu, și am zis, stai cu ăla lângă geamantanele astea, și m-am dus cu gândurile mele și am urcat într-un tren. Am crezut că ăla e. Înțelegi? Că era un tren. M-am urcat în tren și zic că trece și am urcat... Și am văzut-o că stătea în gară între două, a trecut trenul pe lângă ea, stătea între două geamantane. A făcut și cu mâna? Da. Noroc că trenul, când a plecat, intră într-o zonă de asta așa, și am sărit din tren. M-am întors după aia pe calea ferată. Și dânsa v-a văzut? Păi da, bineînțeles. Ce-o fi crezut? Și-o zic că e nebun, adică știa că am o doză de ciudățenie în felul meu. Puneți murătura în ăsta? N-am timp, de pe varză o pun. Și vă place să o... pitrocesc? Da? Păi da, normal. Dar nu cu furtune, cu... Slăvine jos, găleata, pac, pac. Am butoi, sunt serios. Sunt... Să știi tu că sarmalele încep să se facă din clipa în care îi pui varza. Păi știu că asta mă gândesc, că să le legi cu ață, cum făceau ei bătrâni, trebuie să fie și varza aia șmecheră să țină ața aia să l-o legi. Păi da, deci e un secret de la murătură. De varza trebuie și ea să fie într-un anumit fel. Dar v-a ajutat vreodată pe Mahmureală zama de varză? Da. Da? Da. Alte remedii mai aveți? Medicamentoase? Folosiți vreo combinație sau ați folosit vreo combinație când ați băut mai mult a doua zi ca să... Nu. De obicei mă mai dregeam cu bere. Merge asta? La mine n-a mers niciodată, mă ia mai rău. Da, e, da, o bere atât. Una. Asta cred că greșeam eu. Că beam mai multe. Păi nu, dar acum nu mi s-a mai întâmplat. Că nu am timp. Vezi tu, bă, Mihai, când am programul ăsta al meu îngrozitor, vezi, totdeauna se întreabă ăștia, mă, cum dracu, mă? În fiecare an ăsta are două premiere. În fiecare an o două spectacole, total deosebite. Teme deosebite. Totdeauna sunt în avans cu cel puțin două spectacole. De pildă, eu în primăvară am spectacol, lasă-l pe ăsta, care e gata, da? Dar e gata spectacolul din primăvară. L-ați făcut și pe ăla? Ăla e gata. Nici l-ați început cu ăsta? Da, Arghezi. Poezia domnului Arghezi. E făcut. Aveți și toamna? E gata. E gata. Da?
Deci înseamnă că aveți... Eu am spectacole, da, și pentru toamna viitoare am spectacolul pregătit. Sunteți cool. Da, adică nu se poate face de, pe fușereală. Lucrurile făcute meticulos, pe îndelete, așezat, știi? Așa, așa trebuie făcut. Profesionist. Și ce credeți că ar trebui să faceți mai mult decât faceți acum ca să adunați și tineretul? Ăsta care e scăpat spre Antold, spre Summerwell, spre nu știu ce. Nu există nicio variantă? Nu, ei singuri vin. Vreau să spun că la spectacolele mele în ultima vreme preponderent sunt tineri. Da? E pe mine mă ajută enorm de mult fuserile astea, pentru că eu ascult dimineața, fac gimnastică, fac programele de gimnastică, văd ale mele. Nu reziști la ritmul ăsta dacă nu ești într-o condiție fizică ca lumea. Și ascultă-mă radio, înțelegi? Bă, lăsând la o parte că nu prea înțeleg ce zic ăștia când vorbesc în limba română, când cântă. Toate fetele astea care sunt vedete acum, parcă au avut poliomielită când au fost mici, toate sunt pițigăiate și sunt așa. Nu știu de unde li se trage, din mățeala asta, știi? E o modă, cred, e un gen, da, mățăite, ci nu înțeleg ce vorbesc, nici bărbații, nici fetele. Eu care am ascultat la Institutul de Folclor, lăutarea, bă, și înțelegeam tot, înțelegeam ce vorbea o amărâție fără dinți, înțelegi? E, pe ăștia nu înțeleg cu dinții în gură ce vor să zică. Eu cred că nici ei pe dumneavoastră, că dacă aud ei cântând carul și să auzi toate cuvintele alea, cred că și eu ori zice... Da, bine, probabil că da, că... dar e... Plus că e aceeași temă, adică tot timpul se cântă foarte mult despre bani, despre valoare, despre a pleca, nu s-a întors, am iubit-o, n-am iubit-o... Bine, nu, ce... astea sunt... Pe mine mă... Cum să spun, eu sunt așa de liniștit, publicul meu... Eu sunt un artist de nișe, adică și eu sunt liniștit din punct... Publicul meu... mă urmărește. Eu am generații întregi de oameni, nici nu am nevoie de mai mulți. Generații întregi. Păi tu, atâta. Ia, exemplu, eu am două spectacole Sala Palatului pe an, full. De fiecare dată. De fiecare dată. Da, pentru că în continuare lumea vă iubește, iar cei care nu mai pun puțin niciodată preț pe frumos, vin să vă vadă și să vă asculte. Nu i-am păcălit niciodată. Mi-am văzut, mi-am respectat totdeauna spectatorii, una la mână, doi la mână, am mai avut o chestie foarte serioasă. Păi am respectat și eu pe ei, foarte tare. Nu mi-am bătut joc niciodată. N-am participat la evenimente de astea, nu știu. N-am cântat la astea cu berea, cu ziua orașului, cu... Nu m-am dus la anunț, nu știu să cânt. N-am știut decât îmbrăcat frumos pe scenă, reflectoare, tu dai banul, și eu trebuie să te respect pe tine. Ca să elucidăm oricum toată treaba și că spuneți că nu înțelegeți ce cântă ăștia și eu vă zic că nici ei nu înțeleg ei prea bine și fiind oricum un mare îndrăgostit și un mare propovăduitor de limba română, pentru că eu nu prea mai cunosc ca dumneavoastră om care să țină atât de mult ca limba română să se ducă fix cum trebuie și cum e ea. Aș vrea să elucidăm câteva lucruri. Ce e o cloță? O găină. Bun. Care ce înseamnă pui? O țâră? Un pic. Ce înseamnă cârpător? Ăla pe care pui, ăștia zic, fund de lemn. Fund. Da. A legumii. A mânca discret, a face economie. A zgândăria, a țâța asta o știm. A udu-doi sau hudu-doi? Nu, udu-doi. Udu-doiul e o râpă. Un șanț mai mare care a crescut. Da, e udu-doi? O râpă, da. Uite, bă, căzut un udu-doi. A se olicăi? Cine se olicăia? Ăia mici, copiii ăia mici tăi. A care acum e o răcăie. Da. A o răcăi. Eu cum se olicăie, da. Chichiricios. La cine ți-a dat excelent? Eu le luai așa, le luai la de bună, da. Din ce am auzit din toate spectacolele, da. Mi-am notat câteva. E chichiricios, unul care... așa, zgârie brânză, știi? Caută amănunte. Broboadă. E, un batic mai mare. Drâmboiat. Nu știu ce înseamnă drâmboiat, de la drâmbă. Eu m-am gândit că e bosunflat, că eu mi-am notat și la ele ce cred eu că sunt. Da, drâmboiat? Bosunflat. Nu e drâmboiat, nu. Așa. Nu știu, se poate. Cotoi. Pisic. Și copan. Și copan. Păi da, nu știi că la noi zic ăștia râd de ardelie. Cotoi așa, da. Ce mâncă ea din un cotoi. Da.
Ce drăguț, mă, că ați pisici acolo la voi, Rolteria. Lubeniță. Pepenele verde. A linciurii. Nu numai linciurii atâta, adică am mâncat dezordonat, adică... A bodigăii. Merge așa, a verifica mărunt. Mișină. Provizii sau ascunzătoare, am găsit în dicționarul vechi. Da, mișină, da. Ca un fel de barac, cum face Hamster de ține în vadră, știe toată lumea, gagă. Dadă, nană. Dadă. Eu am mai auzit și bia? Da, există și. Cred că și bia. A se hodini. Vezi, la bunica mea care era din Perișor. Dar știu și unde e Perișor. Păi da, păi Cioroiașul e mai încolo. Păi da. Și ea era neam de sârboaică, vorbeau între ele, ea Genica, ea Matilde, îi ziceau între ele Ieie. Ieie. Da, Ieie. Ăștia la Plenița zic nană. Da, altfel, eu mai joc jocuri pe calculator și din când în când mai stau în cască cu alți colegi care mă împușcă acolo și ne mai zic din când în când, stai pe ciuci dacă vrei să nu te împuște. Și toți sunt așa. Ce să facem, mă? Stai pe ciuci, ciuci. Da. Că dacă te uiți pe ciuci nu te vede. Și toți sunt, bă, învață-mă să vorbești. Bă, zic eu, nu greșesc cu nimic. Bă, ciuci era cântăreț. Da, Paul Ciuci. Care vă sunt cele mai la inimă expresii oltenești vechi? Ce mai folosiți și acum din când în când cu nepoții copii? Ce vă mai scapă așa în când? Nu, eu vorbesc cu o limbă literară permanentă. Ba mai mult, mulți spun că ba sunt ardelean, ba că sunt barsarobean, că nu vorbesc fluent limba noastră. Dar dacă vrei într-adevăr să auzi vorbindu-se încă oltenește așa cum trebuie, te duci la Ghidici. La Ghidici? Da, ce pe malul Dunării. Bă, dacă ajunge acolo... ce vorbim noi repede în general oltenii, dar ăia cum să spun, băi, ăia, ce zic, că fusi undeva, ce zic, știu că zic ceva, ce zic, băi, nu înțelege nimic. Băi, așa vorbesc, nu înțelegi, ce dracu, ce limbă vorbesc ăștia, dar sunt ei, așa, la Ghidici, da. Ce ați fi vrut să vă mai întreb astăzi și nu v-am întrebat? Ba, cred că m-ai întrebat destule, nu mai trebuie nimic. Adică, da, de ce îmi place de pildă să mă uit la voi, la Sfierbinți? Asta am uitat să vă întreb, îmi place serialul? Da, da. Deci? Nu toate episoadele, bineînțeles că asta este, n-ai cum să-ți placă. Dar toate. El are o tentă dobrogeană, în mare parte, pentru că până la urmă copilăria mea și a lui Mihai Dorel din serial e trăită și pe la Giurgen, nu doar pe aici. Da, nu și am luat și de acolo și nu vorba. Nu e vorba și de asta, că nu e o chestie zonală. Ceea ce îmi place e că e o atmosferă care, o stare, știi, care încă mai există. Și voi sunteți foarte buni ca actori. Mie mi-e teamă, vă urmăresc cu mare interes și ca evoluție și ca... Mi-e teamă de viitorul vostru ca actori, să nu fie copleșitor de profundă și de adânc implementată în conștiința omului, spectatorului, personajele astea și să fie foarte greu să ieșiți din ele în rolurile care le vezi juca. Eu cred că așa va fi. Aici o întrevedeți foarte bine. Eu cred că așa va fi. Acum, Bobiță, gândiți-vă că îl facem de 12 ani, de 10 ani pe televizor. Dacă mai fac încă 5 ani, o să-mi fie cam greu să mai joc eu Hamlet. Păi nu, Hamlet, nu o să joci tu niciodată. Dar în rolurile care le vei juca va fi foarte greu asta. Nu, și la tine personajul este poate cel mai liniar într-un fel, pentru că la tine e limpede. Tu ești ăla stabilu, înțelegi, în combinația asta. E la Gianni e mai, la el o să fie foarte greu să ieși, să-și iasă din personajul ăla. Dar el a apucat să fac câteva filme și înainte. Da. Adică a făcut foarte multe. Iar portretul luptătorului la tinerețe pe care l-a făcut cu Ticuță, el fiind legionar. Da, el l-am văzut. Da. Da. El a apucat să facă. Eu n-am făcut. Acum eu să joc numai cârciumar de ăștia. Să vedem. Nu e obligatoriu. Nu, e bine ceea ce faceți voi. Vă mulțumim serial, foarte e mult bine. Pentru apreciere. Da. Și noi să știți și că vă ascultăm cu toți. Sunt episoade și scrise foarte bine și cu umor, Sunteți buni acolo, fără niciun fel de problemă. Adrian Văncică scrie acum, hai să știți că și el ascultă ce cântați dumneavoastră, noi prin turnee. Și lui o să fie greu, lui Adrian, o să fie greu. Că e deja
e emblema pusă pe el, știi, ne? Da, păi sunt personaje destul de clare, dar da. Știți cum e, maestre, ne împăcăm și noi cu gândul că 1.000.000 de euro cât luăm pe episod ne face viața mai ușoară. Da, e adevărat așa asta. Și gândiți-vă la câte episoade sunt, că sunt aproape 1.000, am 1.000 de milioane. Tu dacă spui chestia asta o să te creadă, da, o să te bine, creadă, să mă creadă, să te creadă și... lumea și o să zică, ia uite-mă ce a zis Bobonete, zice că e 1.000.000 pe, pe la el fiscul nu vine. Da, știi, da, că păi oricum a apărut, astea-s date publice, oricum am declarat toate, ce, eu nu știu niciodată de ce te-ar interesa vreodată cât câștigă celălalt, sau nu știu. Mai există în firea omului și invidia asta și... Da. La finalul interviului nostru avem un set de întrebări rapide, unele dintre ele chiar tâmpite, așa le-am ales, trebuie să răspundeți fără să vă gândiți prea mult. Sunt întrebări cu două opțiuni, de exemplu, Pavarotti sau Al Pacino. Da, am făcut pauza asta normal, că Pavarotti, Al Pacino, da. Unul dintre ei, nu? Hagi sau Balaci? Balaci. Îl iubesc pe Hagi, dar Balaci e de-al meu. CSU sau FCU? Amândouă, Craiova. Pizza sau paste? Pizza. Italia sau Grecia? Italia. Shakespeare sau Cehov? Shakespeare. Lungmetraj sau serial? Lungmetraj. Țuică sau vișinată? Țuică. Trabuc sau pipă? Nici una, nici alta. Munte sau mare? Mare. B.B. King sau Jimi Hendrix? Jimi Hendrix. Meryl Streep sau Sofia Loren? Meryl Streep. Dallas sau familia Guldenburg? Dallas. Blonde sau brunete? Roșcate. V-am prins aici. Maestre, vă mulțumim mult încă o dată că ați venit la noi la podcast. Fiecare podcast se termină cu un concurs care se cheamă Ace, Bice și Carice. Adică toți invitații mei de până acum au venit și au încercat să deslușească contra cronometru două belciuge. Efectiv să le separe contra cronometru. O să vreau să vă provoc și pe dumneavoastră. Ce se fac? Trebuie să le separați într-un anumit timp. Adică eu dau drumul la cronometru și dumneavoastră, cu dexteritatea pe care o dispuneți, să le separați. Da, dau drumul la cronometru. Dau drumul la cronometru. Să începem. Aaa, dracu, cu bricele tale și cu caricele măsii. Gata. 9 secunde. Apăsai mai târziu, 8 se pune. Asta înseamnă că sunteți pe locul 2. Cine mă înaintea mea? Este Maria Popovici, o comedian. Dar o fată care face comedie, după care e șef Haddad, care are 12 secunde, deci e la distanță mare. Șef Bonte, Atinca, Carlos Dreams, părintele Vasile Ioana, care are 52 de secunde cu rugăciuni, mult. Dar oricum, sunteți la partea cu vii. Aici sunt morcii, care n-au reușit în niciun fel. Deci vă trec la 8 secunde, destul de repede, și o să vă rog, dacă se poate... Să ne scrieți și nouă undeva pe masă 2-3 cuvinte. Este o masă pe care mi-au semnat-o toți invitații. Ne mândrim cu ea. Și înainte de asta trebuie să vă mai spun ceva. Pentru fiecare invitat sezonul ăsta am un cadou. Prietenii de la Culto sunt partenerii noștri și v-au făcut un cadou foarte frumos care să vă aducă aminte puțin și de vremurile trecute. Este vorba de un ceas de pe vremuri. Da, da. Un ceas foarte frumos, reactualizat acum. O să-l port cu mare. Păi așa. Scriu aici. Nu mai bucuriu. Mulțumim. Vino și tu și abonează-te la canalul nostru de YouTube, aici, pe logo, apasă pe Da Bravo și devii abonat și ai mari șanse să câștigi o Dacia Logan Papuc de 7 locuri în 2025. Numai tu și cu ceilalți care se abonează. Participă și poți câștiga!